Gările din România vor deveni, începând de săptămâna viitoare, centre de testare COVID-19. Cei care vor avea un bilet de călătorie CFR valabil în ziua respectivă vor beneficia de o reducere la prețul testului realizat în cadrul unui astfel de centru. Noile centre de testare vor fi amenajate în cadrul marilor gări din întreaga țară. Cei care vor avea un bilet de călătorie valabil în ziua respectivă vor beneficia de un discount în ceea ce privește prețul unui astfel de test. Nu doar călătorii CFR pot să opteze pentru această variantă de testare, ci oricine dorește, atâta timp cât se va face o programare în prealabil. În aceste zile instalăm, cu sprijinul regionalei Căi Ferate București, în gările Bastarab, Obor și Nord, unde suntem acum, centre de testare COVID, destinate publicului, în special călătorilor. Apropo de acest aspect, călătorii cu bilet valabil în ziua respectivă vor avea un discount la testare. Reprezentanții sindicatelor transportatorilor feroviari din România spun că acest proiect va fi un adevărat succes. Sigur că este binevenită această testare, pentru că în condițiile date, poate că și știm și protejăm călătorii care vor circula cu trenurile pe teritoriul României și chiar care ies peste graniță. Asistența medicală nu va lipsi de pe tot parcursul operațiunii de testare. Noi vom asigura tot ce înseamnă serviciu medical, inclusiv vom face așa o trecere în revistă a simptomatologiei, dacă este cazul. Tocmai a venit în sprijinul populației care are sau nu are, așa cum a spus și domnul de mai înainte, pot fi asimptomatici. Deci încercăm să venim în sprijinul tuturor. Sunt testele antigen, de care cred că deja toată lumea știe și care sunt foarte utile și pentru diagnosticare cu acest virus COVID. Da, există și PCR-ul și în special o să avem și teste pentru copilași, acelea care sunt non-invazive. Proiectul va demara săptămâna viitoare. Cei care vor opta să se testeze în astfel de unități de testare COVID-19 vor putea să o facă zilnic între orele 8 și 20.